Dragi prieteni, sunt Ionel Mardare și am bucuria să vă salut pe toți cei care ne urmăriți din platoul emisiunii Recurs la Istorie. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom începe o serie de emisiuni care vor dezbate teme importante, biblice, legate de biserică, de experiența noastră creștină, teme actuale, care pun foarte multe răspunsuri vieții noastre și de aceea suntem gata să discutăm lucruri care să ne lămurească și să ne consolideze în ceea ce privește credința noastră. Vom discuta despre biserică, despre slujirea ei, despre autoritatea bisericii, despre conducători, vom discuta despre creștinism în istorie, dacă a păstrat sau nu valorile morale, biblice pe care le-a trăit și le-a exemplificat Mântuitorul prin învățătură și practică. Vom discuta despre Biserica Rămășiței, contextul în care ea apare, misiunea ei, darul profetic, de ce nu vom discuta despre sanctuar, despre judecata de cercetare și toate problemele pe care le ridică sanctuarul și slujbele din sanctuar. De asemenea, vom discuta despre multe alte curente din adventism, erezii sau derapaje doctrinare și toate aceste lucruri sunt importante pentru viața noastră, pentru că noi luăm decizii și trebuie să luăm decizii fiind informați și știind ceea ce trebuie să facem. Vă prezint invitatul de astăzi din platoul emisiunii Recurs la Istorie, este pastorul Cristian Trenchea, el slujește în districtul Onești. Bun venit, domnule pastor, la emisiunea noastră. Mulțumesc, să dea Dumnezeu să fie o emisiune bună, e o premieră pentru acest Recurs la Istorie, abia așteptăm să intrăm în ce ne-a descoperit Dumnezeu. Dragi prieteni, biserica rămâne instituția care este cotată cu multă încredere. Sondajele din țara noastră arată că pe al doilea loc în ceea ce privește acordarea încrederii din instituțiile prezente în societate este și biserica. Dacă în anul 2018 procentul celor care au crezut se ridica la 52%, în 2019 procentul acesta a crescut. Frate Cristi, biserica aceasta pe care unii o elogiază, o iubesc, slujesc biserica aceasta, fac totul ca ea să își facă lucrarea. Iar alții, de ce nu, o contestă, vor să iasă cât mai repede din ea sau rămân în ea și fac tot felul de probleme, rămâne totuși o instituție spirituală, divină, la care oamenii se raportează. Ce putem să spunem despre conceptul de biserică și despre începuturile bisericii în Revelație? Și aici când spun Revelație, mă refer atât la Vechiul Testament cât și la Noul Testament. Cum ați început, sunt două extreme. Unii insistă pe o biserică extrem de formală, de rece, istorică și în bună măsură tradițională, nebiblică și bazată pe ceremonie. Alții ajung în extrema în care să refuze orice fel de structură, orice fel de idee, de instituție oficială cu privire la adunarea credincioșilor. Orice fel de autoritate, de reguli, de conducători. Citesc din Sfânta Scriptură un prim pasaj pentru a nu cădea nici în prima extremă, și anume forma, și atât, nici în a doua, doar relația cu Dumnezeu personală, fără elementul acesta de comunitate, de a fi mai mulți credincioși. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, Efeseni 2:19. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Deci vorbim de lucruri nu doar mărețe, ci de bază. Iisus Hristos pe temelia apostolilor, unde în această casă suntem și noi cetățeni cu sfinții. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Conceptul de biserică în ochii lui Dumnezeu este extrem de important. Și nu doar de când cu biserica creștină. Când Dumnezeu l-a ales pe Avram, i-a spus, vreau să te fac o binecuvântare și vreau să-ți măresc familia și
pe această cale să ajung la cât mai mulți oameni. Interesant că Dumnezeu nu l-a ales pe Israel, ci l-a creat. El n-avea de unde să aleagă din toate popoarele unul mai... l-a creat ca să fie al lui și ca să împrăștie lumina, învățătura și binecuvântările primite de la Dumnezeu. Deci încă din Vechiul Testament, Avram, apoi poporul Israel, prorocii care au vorbit din partea lui Dumnezeu, până în Noul Testament, unde Mântuitorul însuși a ales mai întâi 12, apoi 70 și tot mai mulți. El spunea, puțin sunt lucrătorii, vreau să fiți mai mulți care să compuneți această biserică, comunitate de credincioși care să aibă mai multe roluri și o să vorbim despre ele. Da, mulțumesc. Deci, germenul de biserică, de adunare a credincioșilor, ca o dorință a lui Dumnezeu de a locui în mijlocul lor și de a-i îndruma și de a-i sfătui și de a face lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat, se găsește chiar pe paginile Vechiului Testament. Așa ți-a amintit chemarea lui Avram, din care urmează să se dezvolte un popor, un popor ales, un popor binecuvântat ca să fie lumina neamurilor. Și mai mult decât atât, ea a fost dorința lui Dumnezeu ca poporul acesta să transmită ceea ce trebuie și să trăiască ceea ce trebuie, pentru ca prin Avram nu doar evreii să fie binecuvântați, ci a plecat de la microcosmos la macrocosmos, de la particular la universal, în așa fel încât toate neamurile binecuvântate înseamnă biserica universală, biserica mondială. Și motivul principal este că lui Avram Dumnezeu i-a vorbit direct, dar majorității oamenilor de pe pământul acesta vorbește prin proroci, vorbește prin apostoli, vorbește prin oameni. Oameni înseamnă comunitate, adunare, congregație, pentru că mântuirea este personală, este individuală. De ce am avea nevoie de biserică? Tocmai pentru că Dumnezeu vorbește prin Sfânta Scriptură, inspirând niște oameni, alții traducând, alții încercând să citească celor care nu știu carte. Și atunci se creează familia aceasta numită în mai multe feluri în Sfânta Scriptură și chiar spun, cum zice Noul Testament, casa lui Dumnezeu, adunarea Dumnezeului celui viu, templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos. Interesant, biserica este trupul lui Hristos, logodnica lui Hristos, lumina ochilor lui Dumnezeu, acesta e în Vechiul Testament, ceata robilor lui Dumnezeu, ucenicii Domnului, ispravnicii harului dumnezeesc, poporul lui Dumnezeu, Israelul lui Dumnezeu. În fel și chip este numită biserica, pentru că Dumnezeu iubește comuniunea, iubește părtășia și vrea să ne dea și nouă aceeași atmosferă de împreună simțire, de a nu fi singuri și de a ne îndemna unii pe alții și de a ne sluji unii pe alții. Noi când spunem că îi slujim pe Dumnezeu, de fapt, noi îi slujim pe oameni în numele lui Dumnezeu, făcându-le bine și arătând cine este Creatorul și Izbăvitorul. Nu concepem, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, religia sfântă a lui Dumnezeu, fără elementul acesta de biserică, de comuniune, de organizație, pentru că nu mai suntem 2-3 oameni. Suntem mii și trebuie o formă de organizare ca lucrurile să fie în rânduială. A fost dorința lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului, a fost dorința lui Dumnezeu să aibă un popor care să-l reprezinte și să poată să facă o lucrare minunată, o lucrare de, dacă vrei, de răscumpărare, prin ceea ce urma să facă Iisus Hristos atunci când la vreme potrivită urma să se întrupeze în istoria neamului omenesc și să aducă lumina. Dacă citim Noul Testament, vedem că această concepție legată de biserică, acest concept este bine cristalizat. Cine folosește pentru prima dată și ce adevăruri exprimă Mântuitorul, nu? Că El îl folosește pentru prima dată spunând despre biserică că ea va fi biruitoare. Un lucru interesant este că termenul de biserică nu apare extrem de frecvent în Noul Testament.
nici Mântuitorul n-a pomenit în termenii aceștia de eclesia, biserică, de foarte multe ori. Poate mai de multe ori a spus popor sau turmă. În două ocazii a vorbit Domnul Iisus Hristos despre biserică ca și termen, ca și concept în mai multe, dar pasajele de bază sunt cele din Matei 18 cu 16 și cu 17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și apare autoritatea bisericii. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și vameș, adică unul care nu mai acceptă comuniunea cu biserica. Și înainte de aceasta, Mântuitorul, în discuția cu Petru, Matei 16 cu 18, am putea să le ținem minte așa, Matei 16 cu 18, Matei 18 cu 16 și 17, unde îi spune așa: eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica mea, îi se adresa lui Petru. Biserica mea, eu o voi zidi și porțile locuinței morților nu o vor birui. Mântuitorul urma să moară, să-și dea viața, să învie de asemenea. Dar locuința morților, spune aici, nu va birui niciodată biserica. Ceea ce pentru mine este deja o lecție, că e bine să fiu în biserica lui Dumnezeu, pentru că ea va ajunge la destinație. Să mă despart de ea, să fiu singur, să nu fiu în trup, să fiu un mădular tăiat, să fiu doar un ostaș al Domnului, dar fără armata Domnului, e ceva ce nu se leagă. Pare extraordinar sublinierea Mântuitorului făcută în această declarație, și anume că e biserica mea, 1, 2, ea nu va fi biruită de locuința morților, de moarte, va fi biruitoare. Deși atât în Vechiul Testament, legat de poporul ales, cât și în Noul Testament, biserica, cu tot ceea ce a însemnat neamurile și orice persoană, de orice limbă, da? De orice cultură care a acceptat să intre în armata lui Hristos, e numită comunitatea tuturor credincioșilor, oameni cu slăbiciuni, cu limite, cu greșeli, căderi, da? Așa, cu toate oamenii. Acestea, Domnul face o promisiune că această biserică va birui, va triumfa în drumul ei spre final. Cum putem să înțelegem acest lucru? Că biserica nu este a omului, ci este a lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu a așezat responsabilitate pe umerii oamenilor. Pentru că trebuie să recunoaștem reprezentanții lui Hristos pe pământul acesta, da? Dincolo de chestiunea Duhului Sfânt, că nu discutăm acest aspect și nu-l contestăm, ci sunt oamenii, liderii pe care Dumnezeu i-a așezat în fruntea bisericii, da? Pentru un anumit timp. Da? Ce însemnează de fapt că biserica este a mea, e posesia mea și nu a omului? Și unde se ajunge dacă acest adevăr nu este trăit, nu e luat în seamă? Sfânta Scriptură spune în 1 Corinteni 10 cu 32 să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru unii, nici pentru alții, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Și de mai multe ori în Noul Testament apare expresia aceasta, biserica lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu este a noastră, nu este a liderilor, nu este a membrilor, nu este a unuia sau altuia, este a Lui. Și cum ați spus, suntem limitați, suntem slabi și suntem păcătoși. De prea multe ori. Prin biserică Dumnezeu vrea să ne lumineze, să ne dea putere, să mergem ca popor, dar este a Lui și ea nu va fi înfrântă. Este ideea lui Dumnezeu, este ambasada împărăției. Împărăția este alt concept. Împărăția lui Dumnezeu e domnia lui Hristos, care de a face cu lucrarea din totdeauna de răscumpărarea oamenilor și prin îngeri și pe orice cale. Biserica este o parte, este ambasada lui Hristos într-o lume rebelă, care nu va fi biruită. E promisiunea Mântuitorului, pentru că este a Lui. Chiar dacă eu s-ar putea să mor sau să pierd, să mă lepăt de credință, de o gândire sănătoasă, biserica va dănui. Așa a promis Iisus Hristos. Și este a Lui pentru că El a creat-o, pentru că El locuiește în ea și pentru că El o conduce.
Chiar dacă noi vorbim și de autoritate și de conducători și de oameni cărora să le oferi respectul, spune Sfânta Scriptură, să le dai cinste și respect și ascultare, conducătorul este Hristos. El a creat-o, El locuiește în ea și El este capul, El este conducătorul. De aceea este a Lui. Și de aceea nu va fi biruită de locuința morților. Ce se întâmplă atunci când omul ia locul lui Dumnezeu în conducerea bisericii? Și cum poate lua locul lui Dumnezeu omul în conducerea bisericii? Se spune că să rămâi credincios se poate doar prin Duhul Sfânt și prin credință. A cădea poți într-o mulțime de feluri. Adică se poate uzurpa sau a se încerca de a se lua autoritatea lui Hristos în mai multe feluri. Se poate prin a ne crede pe noi reper, etalon, prin a ne impune noi punctul de vedere și înțelegerea, pentru că vom vedea că unul din rolurile bisericii este și privire la adevăr, de a-l păstra, de a-l interpreta, deși aici sună puțin periculos, dar dacă nu biserica, atunci cine? Eu separat, tu separat, împreună, călăuziți de Duhul Sfânt, cum a fost în Fapte 15, ne s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă și Duhului Sfânt, împreună și apoi au dat această scrisoare ca și decret, ca și rânduială bisericească peste tot. Deci se poate încerca a se ciunti din conducerea lui Dumnezeu prin a ne pune pe noi reper și, pe scurt, prin a lepăda învățătura Scripturii. Noi de la Dumnezeu, dacă e vorba de un lucru concret, avem Biblia. Pentru că experiența religioasă este subiectivă, biserica este un element, un concept destul de fluid. A fost în Vechiul Testament, a fost de-a lungul timpului, este și acum, dar nu poți să trasezi o linie sau un teritoriu sau o națiune, însă Sfânta Scriptură este un lucru mai concret. Aici este inspirat Cuvântul lui Dumnezeu și, rămânând în Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt rămânem în Cel care este capul bisericii. Furând din mesajul Sfintelor Scripturi, orice am mai declara verbal, noi de fapt am uzurpat autoritatea lui Dumnezeu. Deci există, Cristi, posibilitatea ca omul care este chemat în fruntea bisericii să-L reprezinte pe Dumnezeu și să conducă potrivit principiilor lăsate de Dumnezeu biserica, da, pe care o reprezintă, să ia locul lui Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare. În ce sens? Să conducă după influențe omenești, să nu mai aplice principiile dreptății, echitatea, da? Egalitatea între credincioși și așa mai departe, să fie condus de anumite, în luarea deciziei pentru biserică, de anumite interese, nu? Deci poate lua. S-a întâmplat lucrul acesta în experiența poporului Israel? Din păcate s-a întâmplat mai tot timpul și în poporul lui Israel și în orice perioadă a bisericii. Și în biserica creștină. Da. Fenomenul este strâns legat de păcatul, care e un nonsens, e o nebunie și care are de-a face cu următorul cârlig. Nu te mai mulțumești cu locul acesta, vrei un loc mai bun. Nu e suficient să fiu credincios, vreau să fiu preot. Nu e suficient să fiu preot, vreau să fiu episcop. Arhiepiscop. Papă. Dumnezeu. Și oricine ajunge în sinea lui, nu să se creadă, dar să se comporte și să aibă pretențiile acestea, de fapt ajunge să aibă un comportament ca diavolului. De aceea Mântuitorul ne-a dat exemplul acesta suprem. El, deși este capul și este conducătorul, El a venit în carne și oase, El a venit ca un prunc, El s-a jerfit, El este capul ca unul care protejează, nu care stăpânește cu dominanță. El este stăpânul în sensul că El ocrotește și se sacrifică. Că la un moment dat spune și soților, voi sunteți capul familiei. În ce sens? Ca să lovești și să forțezi sau să ocrotești și să te sacrifici. Deci, se poate. Și au fost încă din Vechiul Testament, mă uit acum la Core, Datan, Abiram și
Istoria de aici este colosală, pentru că Moise și Aron în frunte, aceștia, majoritatea din seminția lui Ruben, care era cel mai mare, și Core, care era dintre leviți, au spus: doar prin voi Dumnezeu vorbește și conduce, vrem și noi. Și până la urmă se termină istoria aceasta cu un cutremur și cu o despicare a pământului, în care ei, familiile lor, 250 de oameni au murit. Și culmea, a doua zi, citesc din Numeri 16:41, a doua zi toată adunarea copiilor a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron, spunând: voi ați omorât pe poporul Domnului. Adică sâmburile acestea al răzvrătirii greu piere. Și se ajunge până la urmă ca să piară 14.000 și vreo 700 de oameni, o mulțime de oameni, de suflete care să piară, doar pentru că s-au răzvrătit modului în care Dumnezeu a rânduit să fie lucrurile. Cu alte cuvinte, lecția pentru mine este să nu mă grăbesc să fac război când mi se pare mie că nu e bine. Să țin cont de smerenie, de cuvântul lui Dumnezeu, dar și de împreună simțire și comunitate. Nu-mi place ca cineva să-și impună punctul de vedere, dar nici eu n-ar trebui să mi-l impun. E ca într-o familie, și într-o familie există fenomenul acesta de sfătuire, de egalitate, de comitet, la un moment dat până și cu copiii. De a-i lua la consfătuirea părinților și de a-și spune și ei punctul de vedere, pentru că vrem să fim una. Pe când vorbeați de posibilitatea ca omul să ia locul lui Dumnezeu și chiar să conteste prin răzvrătire, da, autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o, îmi venea în minte ceea ce Mântuitorul a făcut la începutul lucrării lui și la sfârșitul lucrării, și anume curățarea templului, care este redată în Evanghelie. E interesant că acolo accentul nu se pune atât de mult pe lucrurile profane care au fost aduse în locul lucrurilor sfinte, ci pe atitudinea pe care au avut-o conducătorii bisericii, da, la data aceea, față de ceea ce a lăsat Dumnezeu. Și prin nenumărate intervenții, Mântuitorul a dorit ca ei să înțeleagă cum trebuie să conducă biserica și de ce spirit trebuie să dea dovadă. Și la un moment dat ei tot au respins. Și a fost un rezultat. Vă mai aduceți aminte ce le-a spus Mântuitorul după ce i-a mustrat în templu, după ce le-a spus care este rolul lor și nu ceea ce ajunseseră, el a rostit o dacă vrei, o judecată. A spus: iată, vi se lasă casa. Se lasă casa pustie. Straniu și tragic. E posibil lucrul ăsta să se întâmple în dreptul unei biserici? Cele două curățiri sunt destul de atipice. Mântuitorul a experimentat, a trăit în lucrarea lui mesianică 4 ocazii de Paște. El a fost botezat în 27, toamna, 28, primăvara, primul Paște, 29, 30 și 31, sau în preajma morții. A curățit templu, deci în templul lui Dumnezeu, lideri religioși, oameni care stăteau cu scripturile în mână și în declarații, dar care au ajuns să se uite mai mult la avantaje materiale și să facă din elementele sfinte, rânduite de Dumnezeu, să facă o pricină de câștig personal. Și atunci Mântuitorul i-a dat afară și casa aceasta pustie e... Pustiu nu înseamnă neapărat să nu ai oameni înăuntru. Poți să ai oameni și casa să fie plină, dar să fie pustiu în ce sens? Nu mai ai aceeași liniște, aceeași siguranță, aceeași atmosferă de iubire, de respect și prezența lui Dumnezeu. Aceasta e cheia. Prezența lui Dumnezeu, conștiința împăcată în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu că a mers pe urmele lui. Mântuitorul, de fapt, pe apostol i-a lăsat ca să fie temelia pe care va zidi, să fie stâlpul și temelia adevărului, să fie cei care să ducă mai departe, ca și cum ar fi cuvântul lui Dumnezeu, deși ei vorbeau. Da? Până și Apostolul Pavel spune la un moment dat: eu vă spun aceste lucruri, dar e poruncă a lui Dumnezeu ceea ce vă spun eu. Deci Mântuitorul a dat această autoritate ca
oamenii să vorbească din partea lui Dumnezeu și apoi ceilalți, ascultându-i pe ei, de fapt să-L asculte pe Dumnezeu. Iisus însuși a spus, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Asta nu înseamnă că suntem înlocuitor sau locțiitor. Vicarul lui Hristos este Duhul Sfânt. Vicarul lui Hristos pe pământ este Duhul Sfânt. Interesant, în istorie, înainte de anii 500, episcopul de la Roma era numit vicarul lui Petru. Și apoi, în perioada 500-1500, s-a schimbat denumirea din vicarul lui Petru în vicarul lui Hristos. Cine sesizează nuanța aceasta, înțelege derapajul și pericolul în care putem cădea. De atâtea ori Mântuitorul le-a spus, cu alte cuvinte, îmi vreau casa înapoi, adică liderii și cei care participă la închinare să realizeze o atmosferă așa cum a dorit Dumnezeu. Intrând în biserică, să poți să te simți în prezența lui Dumnezeu, vindecat, da? Liniștit, cu un suflet în care mângâierea făgăduințelor și a cuvântului să poată să aducă ce? Să aducă speranță și, de ce nu, maturizare și schimbare. Poftiți! Aduc un pasaj biblic în susținerea celor spuse de dumneavoastră. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos. Păstoriți turma lui Dumnezeu și sunt trei criterii. De bunăvoie, cu lepădare de sine și făcându-vă pildă turmei. De bunăvoie, cu dragoste, cu toată inima. Cu lepădare de sine. Și e greu să fii în frunte, e greu să fii mai marele și în același timp să ai și lepădare de sine. Dar fără lepădare de sine nu este chipul lui Hristos. Cu lepădare de sine și făcându-vă pildă, nu doar în declarații să fie bine, ci în viața propriu-zisă. Ne-am apropiat de finalul acestei dezbateri, Cristi. Am văzut exact ceea ce spune Dumnezeu despre biserica sa, că este chemată la existență de El, este a Lui, e posesia Lui și nu ne putem comporta oricum în ea și nu o putem conduce oricum. De asemenea, cu oamenii care iară, nedesăvârșiți cu căderi, biserica aceasta, fiindcă e pecetluită cu sângele Mântuitorului, va deveni biruitoare, va jubila asupra răului și asupra morții în final, în mod deplin. Dacă ar fi să rămânem cu o concluzie de final legat de biserică, de relația noastră cu ea, de modul cum trebuie să ne raportăm la biserică și cum trebuie să privim autoritatea ei, ce am putea spune? Cu o temere sfântă, că suntem pe un pământ pe care Dumnezeu l-a numit templul, casa mea, poporul meu, de aceea nu m-aș grăbi să fac război pentru părerile mele, pentru sau împotriva greșelilor altora, ci aș cere lui Dumnezeu smerenie, un duh de unitate, de supunere în primul rând față de cuvântul lui Dumnezeu și de slujire. Dacă biserica este un spital, eu sunt unul care lucrez acolo spre binele celor care vin să se vindece sau unul care vin din când în când doar ca să-mi fie mie bine. Sunt acolo dacă nu un medic sau un asistent medical, măcar sunt un portar, un șofer care să slujesc în biserică printre oameni sau sunt doar unul care vin ca să mă vindec și ca să-mi fie mie bine. Dumnezeu a rânduit biserica în așa fel încât să iasă în întâmpinarea oamenilor. Dumnezeu însuși, întrupat, Mântuitorul, a fost cel care s-a sacrificat și cu sânge a plătit ca să fie bine. De aceea, spune Sfântul Pavel, dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Temere sfântă, smerenie, curaj și mult sacrificiu și lepădare de sine. Pentru mine biserica este o încântare. Văd oameni care mă încălzesc, mă surprind, mă umilesc prin ei înșiși, prin noblețea lor, prin lepădarea lor de sine, învăț de la ei, mă simt încurajat, pe alții mă strădui să-i slujesc și să-i iubesc la fel de mult, dar sunt încântat să văd înaintași și unii deopotrivă cu mine cu care să mă pot bucura
în acest popor al lui Dumnezeu, pentru că de unul singur nu poți să faci mare lucru. Mântuirea este personală, dar Dumnezeu a lăsat această congregație, această familie de credincioși, pentru ca să ne putem uni pentru o misiune mondială. O biserică mondială pentru o misiune mondială. Această biserică a lui Hristos nu va fi niciodată cotropită de locuința morților. Mă rog pentru mine și pentru orice semen ca să fie în ea și să fie un slujitor, nu doar un beneficiar. Mulțumim, Cristi, pentru această concluzie consistentă. Dragi prieteni, dincolo de greșelile bisericii, a conducătorilor, sau multe lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu în biserică, nu uitați că biserica este familia pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, să creștem în ea, să ne dezvoltăm, să iubim această familie și să facem totul pentru ca, într-adevăr, atmosfera ei să fie așa cum a dorit Dumnezeu, o atmosferă cerească de pace, de creștere, de maturizarea noastră. În așa fel încât atunci când va veni Domnul să-și ia mireasa, o metaforă pe care el o folosește în dreptul bisericii, niciunul din noi să nu lipsească. Din platoul emisiunii Recurs la Istorie, Ionel Mardare și pastorul Cristi Trenchea vă spune la revedere și nu uitați, Dumnezeu să ne vorbească de bine.